Acest caz este foarte frumos. Dacă privesc cu atenție cornea ochiului stâng, aș putea spune că testul cu fluoresceină este pozitiv pe întreaga sa suprafață. Parcă ar fi vorba despre un ulcer cornean pe toată suprafața acestei cornei. Dacă examinez ochiul stâng cu ajutorul lupei și a unei surse de lumină, voi vedea că această leziune corneană este perfect rotundă și nu este altceva decât lentila de contact terapeutică de o zi pe care am aplicat-o pe suprafața cornei după debridarea ulcerului indolent cornean. Lentila de contact terapeutică fixează fluoresceina și, în cazul în care am de-a face cu un pacient extrem de cuminte cum este acesta, care, fără să poarte guler de protecție, nu s-a scărpinat la ochi și n-a pierdut lentila de contact terapeutică pe care o aplic pe suprafața cornei, dar trebuie să fiu sigură că am introdus-o și sub pleoapa a treia, o veți găsi-o peste 2 zile, peste 3 zile, chiar peste 2 săptămâni pe suprafața ochiului. Scopul acestei lentile de contact pe care noi o aplicăm pe suprafața cornei după debridarea ulcerului indolent cornean este aceea de a scădea durerea, de a aboli durerea produsă prin clipit. Este un pacient cu minte, după cum am spus. Trebuie să îndepărtez, bineînțeles, lentila de contact terapeutică să văd dacă mai fixează sau nu mai fixează cornea fluoresceină și dacă am vindecat în acest interval de timp ulcerul indolent cornean, dar întotdeauna trebuie să o folosesc în cazul în care pacientul meu nu prezintă keratoconjunctivita sica. Și de asemenea, folosesc lentila de contact terapeutică după debridarea ulcerului indolent, iar ca tratament voi folosi numai colire. Colirele de 2, 3, 4 ori pe zi, un antibiotic colir, un cicatrizant colir, nu folosesc unguente, nu folosesc geluri, nu are niciun sens să folosesc aceste forme medicamentoase. Dacă pacientul tău are keratoconjunctivita sica, este practic contraindicat să aplici lentila de contact pe suprafața cornei pentru că produce mai mult rău. Odată cu clipitul și cu mișcările fiziologice ale pleoapei a treia, lentila de contact se mișcă liberă pe suprafața cornei, dar în cazul în care cantitatea de lacrimi este scăzută, aceasta se va lipi de cornee și va produce mai mult rău. Deci, recurg la această lentilă de contact terapeutică de o zi, la pacientul cu test Schirmer normal, voi administra numai colire în tratament și neapărat, după debridare și aplicarea lentilei, trebuie să verific pacientul acesta la 5 zile. Este important. Vă doresc tuturor să aveți curajul să aplicați această lentilă, dar să nu vă speriați dacă după 5 zile leziunea este și mai mare. Verificați că acolo este încă lentila de contact terapeutică.